greu. Avem așa 7 obiecte aici, Dane. Așa. Noi le vom numi în dialectul nostru. Și tu o să trebuiască să ghicești care din obiecte ce este. Ce este. Hai să vedem. Deci, tocmagi. Tocmagi? Tocmagi. O să fiu al naibii dacă știu eu ce e tocmagi. Nu știu. Nu știu tocmagi, n-am auzit nu, niciodată. Nu, astea sunt, uite la care ți le-ai gustat. Astea sunt tăiței. Tăiței, tocmagi. Tăiței, tocmagi. Da, la voi cum se zice? Tăiței. Tăiței? Da. La noi se spune câteodată tocmagi, să tocmagi. Știi. Tocmagi. Ce bun, făcea bunica niște. Da. Puișor, următorul cuvânt ți-l dau. Cum? Puișor. Puișor. Da. Ăsta? Nu. Nu. Uite, asta este puișor, a, pui... așa le spunem păi la cărnuță micuță. Păi da, asta știam, dar de ce a spus-o aici? Eu am crezut că punem puișor, așa știam, dar n-am crezut că face da, parte ce, din obiect. Și la voi se zice puișor? Puișor, da. Da, se să spune. Dormi pe puișor, da. Uh-huh. Sigur. Bine. Deci avem și noi. Avem cuvânt comun. M-ați iertat cu ăsta, da? E 1-1. Da. Ia. Yeah. Plăscăgupți. Plăscăgupți. Nu. Mai puțin. Plăscăgupți. Plăscăgupți. Că nu ești. Nu știu, serios. Plăscăgupți, uite. Ăsta-i plăscăgupți? Mă, și m-am gândit să spun. Uite, mori aici de vitul la noi. Dar mai se spune plăscăgupți. Cum se cheamă? Patent. Patent? Da, patent. Clește. Clește, da. Clește. Dar cleștele e ăla care are așa forma asta, mai știi, mare. Clește. Aha. Și ăsta este patent. Să țineți minte, da? Patent. N-am știut așa. Plăscăgupți. Da. Ok. Următorul cuvânt. Curechi. 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 No. Varza e curechi? Da, varza e curechi. Știam eu că e ceva. Da. Varza, varza e curechi. Dar scuze... se spune și din partea aia Moldovei, tot da, se zice curechi. Curechi. Da, așa e. Da. Da, patlagele. Astea. A, știai. Păi sunt roșiile. Adică dulceață de patlagele. Nu, se fac... Deci se zice și la voi patlagele? Da. Bulăcică. Nu. Bulăcica? Nu, mai asta a mai rămas. Bulăcica? Da. Asta e cuvânt românesc? Bulăcica? Că pare cuvânt... E rusism, e rusism, da. E rusism, dar aici la noi se spune câteodată bulăcica. La chiflă. La chiflă. Și mai avem ultimul cuvânt care este... Pepene. 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 Voi ăsta la care este... La ăsta îi spui pepene? Da, uite. La castraveti spune pepene. Ce nu știai? Nu. Pe bune? Asta nu știam, da.